agresată în club și lăsată fără bani și acte. Cum s-a întâmplat totul, ne spune chiar Delia Alexa. Bună seara! Bună seara! Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a petrecut. Te rog, haideți să le explicăm și telespectatorilor tot firul acestui episod terifiant, practic, prin care ai trecut. Știu că tu erai pregătită să ieși la club. Ce s-a întâmplat? Am ieșit dintr-un club, cu două ore, trei ore mai repede am fost la machiaj, la o prietenă de-a mea, și după aceea am observat că sunt urmărită de cineva și după aceea am mers la club, și era târziu. Practic ai mers să te machiezi și în drum spre club ai sesizat că ai fi urmărită de cineva. Da, am văzut că sunt urmărită de cineva și după ce am băiat, m-am cerut numărul de telefon. După ce am ieșit din club, mi-a cerut numărul de telefon, am evitat ca să-i luat numărul de telefon și un prieten de-a lui a zis că este transexual, că sunt transexuală și după aceea atunci a făcut tot scandalul. În ce a constat acest scandal? Te-a agresat verbal, fizic? Ce s-a întâmplat? Da, verbal. Fizic, m-am vins, am căzut pe umăr, mi-am făcut și mâna, degetul și cum am căzut, mi-am lăsat acolo și geanta, mi-am lăsat o jos și am tăcit. Deci, practic, tu ți-ai lăsat acolo geanta și ce anume aveai în geantă? Aveam și sub de 1700 de lei, am avut și actele. Deci, practic, tu ai fugit și ți-ai lăsat geanta acolo, dar bodyguards din club nu au sărit în apărarea ta? Adică, e așa ca în junglă, nu intervine nimeni, că nu înțeleg. Nu. Erau băieți care s-au băgat, dar nu. Am chemat și poliția, dar degeaba, ca să merg să depun plângere. Deci, practic, în urma acestei agresiuni, tu ai ajuns la spital. Da. Și medicii ce? După trei ore când m-am întors înapoi unde se afla clubul respectiv, geanta îmi era la 2 metri de clubul respectiv, către un coș noi îmi era. Ți-ai mai găsit actele și banii din geantă? Poftim? Ai mai găsit actele și banii care erau în geantă sau ți-ai lăsat ceva din geantă? Nu. Buletinul l-am avut acolo, banii nu, doar niște buletinul și banii nu mai erau pămâneau. Deci buletinul și banii nu mai erau în geantă? Nu. Am înțeles. Și ai spus că ai fost la medici. Ce ți-au spus? Cât timp durează recuperarea? Că văd că ai mâna în ghip sau... Da. Mi-a fost rupt degetul, cum am căzut, mi s-o... făcut degetul în sus. Mi s-a rupt, practic, altfel nu eram gips și am și aici și foile de la spital. Ai fost să-ți obții acel certificat medico-legal? Nu a fost la medicul legal, dar nu e cum e de ajuns cu aia. Trebuie să fost 20 de zile acasă. Am înțeles, spuneai că ai intervenit și poliția, tu ai mers să faci o plângere? Nu am apucat, pentru că când am fost la spital, m-am ținut foarte mult, 3 ore de băcat să aștept, până mi-am bandajat mâna, după ce am venit acasă, am mai avut ceva treburi, că am avut și niște treburi de rezolvat, nici acum am terminat, dar oricum merg. Și când o să mergi la poliție? Sau intenționezi să faci acest lucru, să mergi să depui plângere împotriva agresorului? Da, bineînțeles. O să depun plângere, că altfel nu se poate. E vorba tuturor, nu doar de bine. Vorba că e să mai întâmpla la multe persoane, nu doar bine. Chestiile astea. Și ca să știe fiecare despre ce e vorba. Ca să nu se mai întâmple și la altcineva. La iurea. Ca să vină unul... Dar ce îi spune celui care te-a agresat? Ai un mesaj să-i transmiți? Da, că o să dau la poliție și o să ne vedem, o să-mi dau niște carte. Deci ai de gând să mergi până în pânzele albe pentru ca agresorul să fie pedepsit. Da, bineînțeles. Înțeles, îți mulțumim tare mult pentru această intervenție, recupera
ușoare, ușoare și trebuie să ne ții la curent cu acțiunile pe care le vei întreprinde la poliție. Acum, dragii mei, mergem mai departe. Vă spun că am